Dacă doriți să evitați înghețata din comerț care conține o cantitate exagerată de zahăr rafinat, să știți că este foarte simplu să pregătiți înghețată vegană. Astăzi mă aflu alături de niște adevărate specialiste care ne vor spune cum putem pregăti deserturi delicioase, dar mai cu seamă sănătoase. Это мороженое веганское в тренде, потому что оно действительно ничем не уступает по вкусовым качествам мороженому из магазина, да, к которому мы привыкли. Его преимущество в том, что в нем нет ничего вредного, нету молочного, нет сахара, нет глютена. Там действительно очень понятные и простые ингредиенты. Кокосовые сливки – это основная база. Вы можете взять к ним и добавить уже то, что вы любите. Это может быть банан, это может быть кокосовая паста, это может быть шоколад, это могут быть ягоды, фрукты. И, в принципе, мороженое готово. То есть это очень просто. Я прям рекомендую всем попробовать сделать самостоятельно и реально познакомиться с новым вкусом. Și pentru ca să ne convingem de simplitatea și gustul deosebit al acestei înghețate, am decis să asistăm la întregul proces de preparare a acestui desert. Astăzi vom pregăti o înghețată vegană, pe care absolut toată lumea o poate pregăti acasă, în condiții casnice și care nu are gluten, nu are zahăr, foarte sănătoasă și absolut benefică pentru organismul nostru. Conține trei ingrediente speciale, precum ciocolată neagră, frișcă sau cremă de cocos, cât și pastă de alune de pădure. Vom începe cu plasarea cremei de cocos într-un bol. Conține 400 de grame. Următorul ingredient va fi ciocolata neagră, 200 de grame. Și mai departe, pasta de alune de pădure, 40 de grame. În continuare, putem să le omogenizăm, le mixăm foarte, foarte bine. Trebuie să aibă o textură cremoasă, să nu aibă cocoloașă. Pentru asta puteți folosi ce aveți la îndemână, o spatulă, o lingură, în dependență de ce preferați, ca să ajungeți la consistența mult dorită. Iată, aceasta este compoziția pe care trebuie să o obținem la final. Odată obținută, putem trece la următoarea etapă, la amplasarea acestui conținut în formele de silicon. Să înghețe și respectiv putem continua. Trebuie mai întâi să le scoatem din forme. Acum pasul cel mai important și cel mai interesant este să le glazurăm într-o mișcare lejeră. Și acum urmează iar să le punem la rece. La început, deserturile vegane au fost privite ca un moft. Astăzi sunt o necesitate pentru cei care își doresc să aibă grijă de corpul și sănătatea lor. Тут главное выбрать хорошие ингредиенты. К сожалению, иногда на полках, где здоровая, healthy еда, можно найти не очень окей составы. Допустим, кокосовые сливки, они 85% это экстракт кокоса и 15% вода. То есть вы смотрите на составы, и тогда, смешав это все, у вас получится реально очень полезный продукт, не вредящий вашему здоровью. După câteva ore de stat la congelator, așa arată un desert perfect pentru o zi de vară pe care îl puteți pregăti și dumneavoastră în doar 10 minute. Sănătos și răcoritor! Vă dorim poftă bună!